Salutare! Am revenit în continuare cu un nou video pentru că am lipsit timp de 2 săptămâni pentru că noi nu avem în continuare internet și încă ne chinuim să facem rost de internet pentru că până acum încercăm să facem hotspot de pe telefon, cu toate că merge cam greu. Știți că am scris și pe comunitate acest lucru și v-am zis că nu o să vă lăsăm fără niciun video, așa că am încercat și sper să vă placă acest episod de astăzi. Astăzi am pregătit pentru voi tipuri de profesori, așa că un mare like și haideți să-i dăm bătaie! Numărul 1. Profa de treabă. Sărumâna, doamnă profesoară, vreau să vă zic că nu mi-am făcut astăzi temele pentru că a trebuit să plec, am avut campionat de fotbal ieri și toată săptămâna am fost super ocupat. Îmi cer scuze, dar promit că o să o fac săptămâna viitoare. Nici o problemă, dragul meu! Stai tu calm că și așa la școală nu facem prea multe. Știți voi când sunt eu profesoară, stați și desenați până și acum. Lasă că îl fac eu manicura, pedicura, tu ai timp să-ți faci temele până la anul, când vine al profesor. Stai calm! Super tare! Mulțumesc foarte mult, doamnă profesoară, să știți că sunteți cea mai tare și nu o să vă uităm absolut niciodată. Mai ales v-am pregătit o surpriză mâine, așa că fiți pe fază pentru că v-am luat un cadou, eu și clasa. Și să știți că astăzi ar putea să fiu plecat de la oră, dar sper să nu-mi puneți absent pentru că nu prea vreau să afle mama și tata, dacă înțelegeți ce spun. E, dar stai liniștit să vă pun eu absență, păi da, eu nici măcar nu o să fiu la ore. Mă duc să-mi fac coafura, că nu mi-am mai făcut-o de 2 zile. Stați liniștiți, puteți să faceți ce vreți. Dacă vreți, puteți să stați și în cap, că pe mine nu mă interesează. Hai, pa, pa, baftă! Numărul 2. Profesoara acră. Vreau să știu care din voi copii netrebnici îmi deranjează mie ora și mestecă gumă. Eu, doamna profesoară, dar... Să știți că am probleme cu gingiile și doctorul meu mi-a spus că trebuie neapărat să mestec gumă. Băi, nătăraule, la ora mea nu scârțâie nici podelele, ai înțeles? De acum să nu te mai aud, dar treci totuși la tablă să te ascult, că tare am poftă să spun o notărea în catalog. Hai la tablă! Bine, doamna profesoară! Vreau să-mi scrii pe tablă tot ce ți-am predat eu ieri, ai înțeles, băiete? Dacă văd că lipsește un singur cuvânt din toată lecția, 2 ți-am pus, 2! Dar doamna profesoară, știți că eu nu am fost prezent ieri la școală, că am fost bolnav. Aoleu, copil netrebnic, după ce că ești așa cum ești, mai ești și chiulangiu. Ei, să-ți fie ție rușine. Acum am zici materia din ultimul semestru, ai înțeles? Și dacă faci o greșeală, nu-ți mai dau 2. Nu, îți dau 1 direct. Dar nu mai țin minte absolut nimic. Cum să zic cuvânt cu cuvânt? Că nu sunt robot sau calculator. S-am zis cu tine. 1 direct. Îți dau 1 toată săptămâna, tot semestru. Te las corigent, rămâi repetent. S-a zis cu viața ta. De acum, la groapa de gunoi. Pa! Numărul 3. Profesorul care își urăște meseria. Domn profesor, pot să vă întreb ceva? Domnișoară, cum îți permiți să vorbești la ora mea? Ți-a dat cineva voie să vorbești la ora mea? Nu ți-e rușine? Așa te-a învățat mama ta, așa ai fost învățată și acasă. Du-te afară și vorbește cu cine vrei tu, dar nu la ora mea. Ieși afară imediat! Dar, domn profesor, nu am înțeles ce a scris pe tablă. Trebuia să vă întreb, pentru că nu voiam să greșesc aici în caiet. Ce vrei să zici cu asta? Că sunt un analfabet? Că nu știu să scriu? Ia-ți odată ochelari și uite-te mai atentă la tablă și scrie acolo exact ce scriu și eu. Ce vine am eu că nu înțelegi tu? Păi înseamnă că habar n-ai să citești. Du-te înapoi la clasa 1 și fă încă o dată acolo clasa 1 sau clasa 0. Vai de capul tău! Dar, domn profesor, dumneavoastră ne-a zis să vă întrebăm dacă nu înțelegem ceva. Cum vă permiteți voi, niște copii, să-mi spuneți cum să-mi fac eu treaba? Stați acolo în banca voastră și vedeți-vă de treaba voastră. Pur și simplu, mai bine mă făceam astronaut, cum mi-a spus mama. Lasă că vedeți voi. O să demisionez, că și așa îmi urăsc slujba asta. Îmi urăsc viața. Urăsc toată lumea. Am plecat de aici.
Gata, domn profesor, nu mai zicem nimic. Vedeți că vă pulsează o venă în cap. Numărul 4. Profesorul de treabă care dă note rele. Și ia ziceți, copii, v-a plăcut în excursie, cum ne-am distrat, ce am văzut, mamă, haideți că mai mergeți încă o dată într-o altă excursie și mergem împreună, ne distrăm. Da, domn profesor, să știți că ne-am distrat foarte tare, de-abia așteptăm să mai avem încă o altă excursie cu dumneavoastră, sunteți cel mai de treabă, profesor. Mulțumesc, să știți că voi sunteți ca o familie pentru mine, îmi sunteți ca cei mai buni prieteni, nici măcar nu vă văd ca pe niște elevi, să nu uitați asta niciodată. Așa este, domn profesor, și să știți că dumneavoastră sunteți ca un tată pentru noi și ne învățați cele mai bune lucruri. Dumitrescu, hai de la tablă să te ascult la lecția de astăzi, dar sunt sigur că ai învățat-o fără nicio problemă, dar dacă nu ai învățat-o, nu-ți face griji, că sunt aici lângă tine să te sprijin. Prezent, domn profesor, din păcate nu am reușit să învăț pentru că am avut probleme aseară cu familia și mama a fost bolnavă și a trebuit neapărat să stau cu ea, dar sunt sigur că mă înțelegeți. Nu e nicio problemă, lasă că te înțeleg, dar până atunci hai că-ți pun aici un mic 2 în catalog, lasă că pentru azi ai nota 2, dar ești și mâine o zi, ai destul timp ca să reformulezi această notă de 2. Îmi pare rău, pentru azi ai nota 2. Succes mai departe, dacă mai ai vreo viață înainte. Domn profesor, să știți că mi-am făcut eu temele și mi-am și învățat, dacă vreți puteți să mă ascultați. Bine, Diaconescu, hai la tablă să te ascult să vedem ce ai învățat. Păi am învățat toată materia din acest semestru. Bine, bine, nu mă interesează pe mine materia din acest semestru. Dacă vrei, te ascult din materia din semestrul următor, hai. Dacă nu o știi, du-te la loc în bancă și pentru astăzi ai nota 1, îmi pare rău, rămâi corigent. Cum adică, domn profesor, să-mi puneți 1 pe ceva ce nici măcar nu ați predat? Cum e posibil așa ceva? Păi vă dau în judecată, mă duc la director și vă zic. Cum adică să puneți 1? Păi e posibil așa ceva? Lasă că nu e cap de lume. Azi iei un 1, mâine iei un 2, poi mâine un 3 și tot așa până ajungi la nota 10. Hai, lasă, du-te și învață acolo. Domn profesor, să știți că eu am învățat toate lecțiile din orice materie, din trecut și din viitor. Bine, bine, hai, stai și tu jos, ai și tu nota 1 pentru azi. Așa, din prietenie. Numărul 5. Profesoara tânără. Bună ziua, copii! Bună ziua, doamna profesoară! Stați puțin, e ceva ciudat aici. Pe caiet îmi scrie că trebuia să am 20 de elevi în clasă. De ce sunteți doar 7 și toți sunteți băieți? Ce s-a întâmplat? Păi nu știm ce s-a întâmplat, doamna profesoară. Noi suntem toți băieții din clasă, iar fetele au chiulit, nu știu de ce, dar noi suntem băieți conștiincioși și vrem neapărat să învățăm de la dumneavoastră pentru că ne oferiți foarte multă materie educațională și vrem să învățăm de la dumneavoastră. Da, da, așa este, doamna profesoară, noi suntem deștepți, nu ca fetele alea care chiulesc într-una în fiecare zi. Noi suntem băieți conștiincioși. Ok, bine atunci, lăsând asta la o parte, ce ați pregătit pentru azi? Păi nu știm, doamna profesoară, pentru că noi am așteptat să ne predați dumneavoastră, pentru că nouă ne place când vorbiți dumneavoastră cu vocea dumneavoastră atât de suavă și gingașă, încât ne face să învățăm foarte mult și ne place foarte mult să vă ascultăm. Gata, încetați odată! Nu mai fiți nesimțit! Și tu de acolo, la ce te tot holbezi atât, dacă în continuu te uiți numai pe la mine, pe la picioare? Ce tot ai? Mă scuzați, doamna profesoară, dar nu știu, poate v-ați lovit la picioare acolo, dacă vreți, am eu grijă de dumneavoastră, am eu ceva alifie care îți vă dau, dar... Gata, eu nu vă mai suport nesimțiților, toți în picioare în momentul ăsta, ia să vedem dacă v-ați făcut voi lecțiile. Dar doamna profesoară, noi nu am făcut nimic, am vrut doar să învățăm. Asta și facem, vă pun la învățat, dacă vreți să învățați, luați acum o carte în mână, că în 5 minute vă dau o lucrare de control. Hai toți, băgați cartea. Bine, doamna profesoară, învățăm. Așa să faceți, că de acum la ora mea numai cu ochii în carte veți sta. Nu vă mai holbați la mine ca niște nesimțiți. Ca
Cam atât a fost și cu episodul de astăzi și dacă vreți să postăm cât mai repede următorul episod din Povestea Abonatului, un mare like și un share. Așa că nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, aveți totul în descriere. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!